Bună ziua! Salutări, drăguțule! Ce faci, mamă, soacră? Vai, fiule! Am vrut să te felicit astăzi că e ziua ta și ai făcut o treabă foarte minunată cu fata asta, Maria. Du-te-mă, serios, da. Amu, ce mai pot să zic? După 12 ani de căsnicie nu mă pot plânge, că iau și de bătut. Bine, eu am fost așa vorbăresc și dezinvolt și comunicativ de la începutul carierei mele pe acest pământ. Eu nu. Ce înseamnă iubirea dintre noi? Noi doi suntem una. Mănânc eu și te bucur tu. Mănânci tu și mă îngraș eu. Nu mâncăm niciunul și ne îngrășăm amândoi. Da. Așa că mai bine mănâncă tu și mă îngrăș numai eu. Vezi tu, cum dau eu tot ce am. Cum mă sacrific eu pentru tine. Da. Da. Sfătorim noi azi, dragă. Da, ce oficial ești iarăși. Hai să-ți văd un pic pe mână. Mi-ai adus o furculiță. Sărbătorim incompetența bărbaților. Incompetența bărbaților de a produce și susține viața pe pământ. Da, cam așa ceva. Astăzi e ziua mamei, așa e? Da. Sau ziua femeii. Trebuie să mă uit. 8 martie. Azi e 8 martie. Da. Știi ce am vrut ziua să... internațională a femeii și ziua, ziua mamei în România. Că am știut că e 8 martie și am vrut să zic că ceva foarte special, că eu țin foarte mult la tine, mai ales că tu ești mama la copiii mei. Știi? Da, ador când zice așa. Mama la copiii mei. Mama la copiii mei. Și... ce să-ți mai zic, na? De când ai apărut în viața mea, viața mea nu mai are niciun fel de sens. Adică totul s-a schimbat. Eu nu mai am nicio putere de convingere. În comparație cu mine, îți dai seama că tu ești zero, așa? A nimănui. Aștept și o mila cuiva, oare cuiva din când în când. Și să mă bage cineva în seamă. Am împlinit și 35 de ani, am apropiat de 36. Ce mai urmează? Numai bucurii de acum. Ce ți-ar plăcea să mai urmeze? Sunt foarte curioasă cum e să fii mamă de copii adulți. Nu fii tu curioasă la asta, că copii adulți ori vine, eu fii adulți oricum. Da, păi știu, dar nu mă văd. Nu trebuie să te vezi, Georgia. Ce vreau să zic e că de 12 ani de când suntem împreună am avut foarte multe momente fericite, am avut foarte multe bucurii, dar în principiu cam tu mi-ai mâncat toate zilele mele. Despre asta e vorba, știi? Da, dar mulțumesc pentru cheesecake-ul ăsta. Foarte bun l-am făcut ieri. Uite, îți dau și portocală. Ți l-ai făcut tu, că ai știut că e astăzi. Da, mi-am făcut cheesecake ca să ai cu ce să mă servești astăzi de ziua mamei. Foarte drăguț ești. Ce drăguț te-ai gândit tu și la mine, vezi? Asta înseamnă să fim o echipă. Exact. Mama mie, nici nu mi-am dat seama, dar noi suntem foarte în echipă. Clar. Eu îți mănânc zilele tale, tu mănânci zilele mele. Nu, eu mănânc cheesecake. Și pentru cine vede video ăsta, le dorim tuturor femeilor din lume cele mai multe surprize în ziua de azi. Și bărbați ca al meu. Lasă că te aude cum o cheamă pe asta. Nu știu ce nume. Sunt foarte bine cuvântată cu un partener ca și tine. Care se preface că a uitat ca să zi o martie. Da. Da. Deci le dorim tuturor doamnelor un 8 martie fericit.
E ziua mamelor, să vă surprindă copiii, să vă facă bucurii, copiilașii voștri să vă facă bucurii, să fie sănătoși și să vă bucurați de copilaș. Pentru că, draga mea, e și tu mamă de 10 ani în curând. Imediat 9 ani jumate. Ce ne poți spune despre treaba asta? Cum e aventura de a fi mamă? Pentru mine, a fi mamă e ceva natural, adică... Pentru mine a venit așa, natural, știi? Chiar și când te enervează copiii cum trântesc ușile... Și vrei să se pare normal să fie natural că te enervezi și te agită. Păi da, dacă nu dai drumul la supapă, pușcă furtunele. Nu. Este o supapă care ține presiunea până la o anumită valoare, cantitate de presiune, după care face... Da, la altfel se strică instalația. Da. Da. E un subiect foarte vast. Poți să discuți zile întregi despre asta. Știi ce-mi place mie la ziua mamei? De ce? Chiar dacă nu se face atâta tam-tam de ziua tatălui, practic nu poți să fii mamă fără să existe un tată undeva. Ah, ce drăguț ești! Totul atunci, să fie despre tine, totuși. Nu despre mine, despre... Pentru dar că chiar despre ziua bărbatului nu se face tam-tam. Ci, eu nici nu știu când e ziua bărbatului. Și nici nu mă interesează. Că nici... Spun o treabă. Hmm. Pentru că ziua bărbatului e în fiecare zi. E... Da? De 2-3 ori pe săptămână de acolo, așa, fiecare zi. Nu. Nici măcar. Nu, vezi, pentru bărbați, unii bărbați... bărbații numai la un singur lucru se gândesc. Nu e adevărat. Păi da, dacă zici de 2-3 ori pe săptămână, e clar că numai la un lucru te gândești. Nu e ca și cum te speli de 2-3 ori pe săptămână pe dinți. De 2-3 ori pe săptămână se întâmplă un singur lucru. De unde știi că la alții poate se întâmplă o dată pe lună? Da, dacă tu vorbești despre cine, știu că despre e ce vorbești. E ziua aia specială când mergi la cumpărături. Ca și bărbat împreună cu soția ta. Da, nu cred că am fost... Nu mai aduc aminte. Când am fost ultima dată la cumpărături? Știu că a fost recent, dar nu mi-am notat data. Nu a fost. Și dacă am fost împreună, am intrat ori numai ori, numai tu. Nu merem împreună, că nu... No, bun, deci ai înțeles, da? Ziua bărbatului în fiecare zi. Pentru că, în mare parte, atenția unei femei, a unei soții, a unei mame se învârte în jurul copiilor și în jurul soțului, știi? Mai ales când e vorba despre o femeie casnică. Da. Trebuie să recunoști că eu mă învârt în jurul vostru, să vă fie ok, să aveți mâncare, să fiți puși la culcare, să vă fie bine. Dar în jurul nostru nu se învârte nimeni, știi? Să ne facă toate treburile astea, vrei să... În jurul vostru? Hai că se întâmplă și așa. Deasupra femeii casnice, veghează bărbatul casnic, care rânduiește gospodăria, casa, are tot timpul presiunea întreținerii, să zicem așa, financiare a casei, nu? Nu poți să zici, mai ales că suntem amândoi acasă. Am aceeași presiune și ai eu și trebuie tu presiune să financiară? Susțin. Da, normal. No. Deci nu găsim niciun punct în care să-i dăm și la bărbat un pic de ea. Hai mă, că și tu ești bun deoarece. Dar să că este și ziua internațională a bărbatului. Să zic, dar, na, dacă nu vă interesează. Dar eu altceva am dar zis. Asta eu altceva am zis. Nu găsim un punct pentru care se zice, ia mă, că și bărbatul e bun de ceva. Bărbații sunt atât de nepăsători că nici ziua lor internațională nu și-o țin minte, știi? Și atunci noi femeile facem în felul următor, cum fac eu tot timpul de ziua mea, știi? Tu niciodată nu o ții minte și eu nu-ți aduc aminte, pentru că vreau să văd dacă o ții minte. Și noi toate femeile facem la fel de ziua internațională a bărbatului. Așteptăm să vedem dacă vă aduceți aminte. Ca să ne puteți sărbători. Pentru mine fiecare zi specială, știi? Eu iau fiecare zi ca cea mai mare aventură. Chiar dacă e o aventură în care, de exemplu, cum am fost ieri, pe la 8 deja eram rupt, vreau să dorm. Neoboseală. Dar mai sunt zile norate când n-ai chef să faci nimic, dar în rest, faptul că noi suntem casnici, suntem casnici amândoi și unii ne întreabă din ce trăim. Da, deci noi trăim din munca pe care o facem, că muncim zilnic.
muncim zilnic cu animalele. Foarte multă lume, mai ales cei care sunt deconectați de viață de la țară, nu știu cât e de lucru să ai grijă de 15 capre, de bivoliță, de porci, de găini, de câini, de o gospodărie, da? Așa e. Și noi suntem foarte autonomi. Noi nu facem atâtea cumpărături și nu avem nevoie de atâtea resurse. Datorită faptului că suntem autonomi, avem niște cheltuieli mai reduse, dar totuși avem cheltuieli considerabile. Noi nu avem rate la bănci pentru mașină, pentru că chiar dacă ne dorim o mașină mai performantă sau mai nouă, încă n-am sărit să ne luăm un credit pentru mașină. Deci adevărul e că ne mulțumim cât putem cu ceea ce avem și cât putem cu cât de puțin. Păi ne mulțumim că n-avem altă variantă și ne îngrozește gândul de a fi dator neavând un venit stabil consistent. Noi avem acum un venit stabil din venitul pe care îl obținem din YouTube, dar asta presupune foarte multă, o mare cantitate de muncă. Da. Pentru că fiecare video pe care noi îl filmăm, nu-i doar l-ai filmat, l-ai pus și ai plecat. Nu, oamenii ne adresează întrebări, ne citim comentariile, răspundem la comentarii, dar înainte de toate astea trebuie filmat, care durează. Și ce înainte văd oamenii, de filmat? Ce văd oamenii, nu-i un, dacă oamenii văd 10 minute, noi am filmat poate 35. Și sau chiar trebuie, mai mult. Sau chiar mai mult. Și alea trebuie luate, lipite, așezate și aranjate împreună. Și de multe ori a făcut mari... Multă muncă de cercetare și de pregătire. Da, exact. Da. Înainte de a face un video, depinde despre ce e vorba. Ce vreau eu să zic este că noi trăim acum foarte, foarte limitat. Adică limitat? Trăim cu un venit foarte mic din YouTube, care îi, hai putem să zicem, e o medie undeva la 1000 de lei pe lună. Ce faci cu 1000 de lei pe lună? Că plătești... Și te scurgi la urma urmei, că uite că noi am reușit să ne descurcăm. Plătești combustibilul, plătești naveta, plătești, nu mai plătești de-abia, plătești curentul și apa și combustibilul. Da? Mai avem fabuloasa alocație de copii pe care ne-o dă statul român, pe care ne bucurăm și mulțumim așa guvernului României care susține familia română. Wow! Bineînțeles că e ironic. Da. Dar, conceptul bine, la urma urmei, dacă te gândești bine, nu-i responsabilitatea statului român să-ți întrețină ție copiii. Ba, e tocmai responsabilitatea statului român să întrețină și să susțină familia în așa fel încât oamenii să fie maxim de educați, maxim de implicați, cu maxim de copii implicați. Eu tind să cred că te pot susține în alte domenii sau prin alte moduri, nu neapărat. Baza familiei pe care statul o neglijează e susținerea familiei cu copii. Cât de mulți? Cam numai pocăiți mai au copii 7, 8, 10, 15, 20 și nici aia. Dacă au 3, 4, 5, deja sunt așa. Și romii. Dar copiii sunt viitorul țării, pentru că nu știu cine o să ne plătească nouă pensia. Țara asta... Asta zic, stai să zic. Eu mă refeream că statul român ar putea face mai multe în alte domenii sau prin alte moduri să susțină familia și copiii. Nu neapărat prin bani, că la urma urmei tu ai responsabilitatea asta de a-ți îngriji și a furniza venituri și să susții financiar. Prin ce te-a mai putea să ține statul român, familia, dacă tu ai copii? Păi școala, burse școlare, știu eu, lecții, bursele de nu știu ce. Bursele școlare trebuie să fie pe deasupra. În țările civilizate, în America, sunt oameni care au 10-15 copii și vezi. Ah, păi nu știu dacă America e bună de dat. Ca și exemplu. Da, da. Eu am văzut pe câțiva care au 12 copii și așa. Lumea zice, opriți-vă! Și aia zice, ce vă trebuie? Da, vezi voi treaba câți copii ne facem noi, că noi ne plac copiii și fiecare e o mare bucurie pentru ei. Dar acolo statul, când vede că are omul o grămadă de copii, păi apătății ajută și aproape, nu-s milionar, dar sunt oameni foarte bogați și avuți cu atâția copii. Păi nu? Trăiesc gândindu-se că o ce de dat de mâncare la atâția copii mâine. Tu înțelegi treaba asta? Și ăsta este viitorul unei națiuni, o generație tânără de copii, pentru că natalitatea la noi la cât de mult o scăzut. Ne vom avea mari probleme peste 30-40 de ani. Dar despre ce povesteam noi înainte, că și uite. Păi ziua mamei și faptul că copiii, fericirea noastră, noi doi suntem prea mari, ne bucurăm. Da, discutam despre ceva. Da, pornisem de la faptul că, da,
din ce trăim noi, trăim în momentul de față din YouTube, un venit minim, vlogging, cum ziceam, de 1000 de lei, care este bani de băutură pe o săptămână pentru unele persoane. Însă noi, dacă nu suntem băutori, suntem oameni chipzuiți, creștem și noi animale. Noi bem lapte. Vara lucrăm de ne facem fân să nu cheltuim mult, mai cumpărăm așa, deci ne descurcăm. Din, mai multe, din mai multe surse poți să zici că vinzi, ai vândut calul, ai vândut o capră, ai vândut o capră. Da, ok. Deci ai, ai, ai niște resurse, cum sunt animalele, pe care le tot... Reașez, da, și le vinzi un porc, vinzi carne, vinzi lapte, vinzi brânză, vinzi, dacă vinzi brânză noi. Și acum o să o vindem probabil pe Miruna, că nu-i gestantă și dacă găsim un client la ea o dăm. Cred că s-a podat rateuri, anul ăsta o dat pe Steluța Namontată și pe Miruna. Da. Și poate că nu, pur și dacă cineva din urmăritorii noștri, fideli vor să o cumpere pe Miruna, că sigur o știe lumea, să ne scrie. E o capră foarte faină, grasă și așa, dar e o ciudățenie că nu... No, și cam asta e, că noi vindem câte o capră, în toamnă am vândut două capre, în toamnă iară vom vinde două capre, cresc cheduțe, dar muncim, ai o grămadă de muncă după ele. Și sigur, apropo că, da, că mă întreba mătușica ta scumpă și dragă, a zis că din ce trăim noi, că ne vede că tot timpul suntem acasă, și ceva dubios se întâmplă. O zis că ea, dacă cheamă poliția pe noi, sigur ne acasă cu ceva. Dar zic, chiar vă rog să chemați poliția, zic, poate că vă luați dumneavoastră oameni, nu știți că te ia. Da. Că nu m-a pus să explic ei cum fac bani din internet, femeie bătrână și așa, să-i scolomoresc eu pe ea. Nu, deja vă explici că nu înțeleg. Deși munca pe YouTube e o muncă susținută, e o muncă consistentă, e o muncă titanică, care încă nu se rentează. Dar avem 23.000 de abonați la momentul ăsta și credem că vom tot crește. Da. Și prin faptul că faci ceva care constant crește, e clar că ești pe o axă ascendentă care te duce undeva spre mai bine. Așa că ne ținem de treaba asta. Poate că dacă aș fi știut acum 3 ani ce presupune atâta muncă pe YouTube și atâta de puține rezultate venituri, nu cred că m-aș fi apucat. Dar acum odată apucat și început și vezi că așa... Păi da, la urma urmei tot se mișcă, dar cred că suntem... suntem noi prea plictisitori. Nascurea să... ce părere aveți? Adică de ce... Îți spun eu ce părere am eu. Dar nu, cei tu... mai mulți oameni care se uită pe YouTube vorbesc minciuni, fac cascadorii și fac prostii ca să ajungă în top. Da. Sau, pe de altă parte, femeile mai scot câte o, una câte o alta să se vadă și noi nu suntem genul ăla de oameni să ne expunem așa fizic. Nici nu căutăm 1 milion de abonați. Cu siguranță îi vom avea și ea dacă continuăm peste 10 ani sau așa, da? Noi ne ținem de treabă și creștem organic. Bun! Revenim acum la ziua mamei și la această zi specială. Uite ce frumos bate soarele pe... Cred că trebuie să o sun pe maică, da. Da, Dani! Bună ziua! Salutări, drăguțule! Ce faci, mamă, soacră? Vai, fiule! Am vrut să te felicit astăzi că e ziua ta și ai făcut o treabă foarte minunată cu fata asta, Maria. Duce-mă, serios, da. Amu, ce mai pot să zic? După 12 ani de căsnicie nu mă pot plânge, că iau și de bătut. Nu mai pot să zic nimic, aveți? E foarte bine, e foarte... Un pic dacă îți spun eu în particular, că mă stă și mă ascultă. Unele lucruri, da, puteai să le așezi mai bine, dar ne descurcăm. Da. Știu, mă, Dani, dar nu pot chită ce încăpt așa de perfect. Dacă era... După aia te... ăsta, na, intri într-un fel de... Sunt nemulțumit, omul, știi? Da. No, nu, că eu sunt foarte mulțumit, de-aia te-am sunat să spun că te-ai descurcat bine. Vai,
ce drăguț ești. No, dar tu... No, dar tu știi, Dani, tu știi că eu te ascult de la bun început, da? Am un mai știu eu ce mi-ai zis tu. La el. Mai știu eu ce mi-ai zis tu atunci să mă ademenezi să viu Maramureș? Nu e rușine că ți-am spus și pozitivul și negativul. No, lasă că e bine. Că ne-am învățat bine unul cu altul și da. Nu, nu ne plângem. Ea dacă s-o plâns către tine, să știi că eu totdeauna am fost perfect și te-o mințit. Da? Da, eu nu am niciun cusur, așa să știi. Mă, să știi că sunteți... Hai, nu am cuvinte, nu. No. No, lasă, nu ne lăudam pe tare. Că... La noi ce te aștepți? La voi mă aștept că mere treaba atât așa bine. Mă, te aștept eu să fiu boșoroc și Andreea să fie tot tânără, da. Și frumosă. Și să umbli pe la orice garduri, așa. Pe la garduri? Să te mai stomiezi acolo niște garduri, să nu te... ăsta... atace nimeni, să încalce proprietatea pe acolo. Să te mai pune câte o... Leț, câte un drot, câte un... E, da, la bătrâneți, uite, sta de pază noaptea, să nu ne calce oarecine hoții. Îi sta pe genunchi, țipând patul face, lângă geam. Uite, face ca Victor dimineața. Vai, cum face. Doamne, cât face. Vai, dar ori nu că s-o obișnuit așa, e un tic, ori are ceva probleme în gât. Nu are probleme, are el așa o chestie care a apucat-o și se duce cu ea. Nu, cu tu cum sărbătorești astăzi ziua mamei? Bă, să știi că sunt invitată la masă. Serios, unde? Da, mă, nu, ce să fac aici? Da. Știu. Și pe mine nu mă cheamă nimeni, numai tu. Păi nu că e ziua mamei, nu e a tată. E, dar uite ce nu știi tu, că nu poate fi mamă fără tată. Că nu se poate, mamele, nu a apărut copchii așa din senin, o fac acolo în tată. Nu, să știi că e o ăsta bună, e o replică bună. Deci nici nu există mame, nici nu există mame dacă nu sunt tați. Clar. Numai ăștia gheii să gândesc că-i... Da, s-ar gândi, dar nu le dă. Nu le dă cu virgulă. No, bine, Angie, păi ce să zic, încă o dată felicitări, ai fost o mămică bună, ești o bunică cât de cât și... Dar voi ce faceți, am sărbătorit? Da, ne-am sărbătorit cumva după ce încetăm această convorbire. Nu știu, că nu cred că mai ai timp, că mai stau la telefon încă. No, bine, pa! Dar n-ai avut vreme până am mâncat chiar rușinea. Ce vreme, că o fost la țărbare, nici nu m-a băgat în seamă, e ziua mamei, am un bărbat, nu-s importanță astăzi. O fost la țărbare deja? No, gata, pa! Bine, pa! Ce am tăiat macarona? Minunat, nu? Întotdeauna s-a numai când vrea. Am numai când vrea, dar păi ce să-i facem? Nu-l putem obliga să fie tot timpul. E bine că vrea tot timpul. E bine că vrea și are bunăvoință, nu? Să fie minunat. Da. Te-o suna Nora să te laude cât de bine ți-a ieșit lucru, mami. Ai văzut? Care e lucru, mă? Adică eu, cât e bine m-ai nimerit. Lucru de mamă. Da, ne-am mai și noi, că am făcut de bine. Așa e. Atâta s-a putut, zi mami, atâta s-a putut. L-ați auzit? N-am înțeles bine. Zici și dumneata, atâta s-a putut, Andreea, ce să mai fac? Atâta s-a putut, ce să mai fac? E bine, mami, și eu am vrut să te felicit că ești astăzi ziua mamei și... Vreau să-ți transmit un mesaj special că ești prima mea mămică. Ai încântă-mă. Ești prima mămică din viața mea. Prima ce ultima, da.
Aia nu ești chiar ultima, că de atunci au mai apărut altele. A, da, 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 pot să zic asta, bravo. Da. No. Bine, mami, te felicităm, te lăsăm cu Selena și te pup. Să ai o zi bună. Mulțumesc, dragule, mulțumesc. Vă pupăm. Păi cum sunteți? La mulți ani și zi, Andy. Mulțumesc. Noi suntem bine. Mai înainte am venit de la serbare, de la copii. O fă foarte drăguț și asta, maci de povești. Am zis să vă sunăm, să vedem ce mai faceți, să vă urăm la mulți ani. La mulți ani și ție și o zi binecuvântată și un 8 martie frumos. La fel, mulțumesc. Este fericire. Dar cadou a venit? Da, cadou în fiecare zi. Suntem cele mai fericite când suntem mame, nu? Cadou e aici zilnic. Mă întreb de bonus. Bonus, bonusul e la ăia de la angajații la primărie. Angajații la stat au bonus. Da, ai luat aminte, așa ai? Da. Dani, Dani. E, lasă că e bine. Eu sunt ocupat acum. Nu, nu pune scuze, n-ai nicio scuze. Mami, eu o stimez pe Andreea tot anul și astăzi o felicit doar. O atât mai mult astăzi. Da. No. Da. Bine, mami, te pup, să ai o zi bună, mai vorbim. Bine, aveți grijă de voi, vă pup și eu. Și voi, pa, pa. Pa, pa. Da, Andreea a început să editeze videouri, a început să filmeze. Dacă n-ați văzut video cu dezastru în grădină, cu răsadurile, video de data trecută, de video marți. De marți. Andreea l-a făcut cap-coadă, inclusiv editatul, ceea ce e wow, că până acum ți-ai dat și tu seama până la urmă cât se muncește pe un video. E drenant, mi se pare, filmatul decât editatul, știi? Adică mai epuizant, mai... Trebuie știu, pentru mine, știu că nu ce am zici, că prezență așa, scenică. La început așa eram și eu, că nu știai ce să zici și ziceai și nu-ți găseai cuvinte, dar după o vreme să pornesc toate. Da. Ești de vorbăreață că totuși ești femeie, nu? Ar trebui să vină mai natural. Mm. Chiar la mine mai mult decât la tine, dar nu știu de ce. Bine, eu am fost așa vorbăresc și dezinvolt și comunicativ de la începutul carierei mele pe acest pământ. Eu nu. Nu. Am fost foarte timidă tot timpul. Trebuie să ne așezăm în curând, așa când sunt copii la școală până nu vine vara, să filmăm podcastul ăla cu povestea ta de viață, cu toate dramele care le-ai avut și care la, pe că nu știu, nu mai poate gândesc. Poate că sunt copii sau copile care trec prin aceleași probleme, știi? Mm. Și ar fi o poveste de succes să vadă că tu ai ajuns bine. Ești, uite, femeie măritată, cu doi copilași, un bărbat extraordinar și cu o viață foarte fericită. Nu? Da. Da. Cel puțin fericită, dacă nu foarte fericită. Da. Video-ul ăsta a pornit așa natural, din discuția noastră pornită pe tema zilei mamei. Sperăm că v-a plăcut discuția noastră. Am și sunat mamele importante din viața mea și ați văzut că până la urmă pe omul bun toată lumea îl iubește. Și pe femeia bună o iubește bărbatul. Și atât. E tu, nu? Nu e tu? Și Dumnezeu. Și copilașii. Și mămica ei. Mulțumim pentru vizionarea acestui video. Sperăm că v-a plăcut. Lăsați-ne părerea voastră în comentarii. Scrieți-ne acolo ce v-a plăcut din acest video. Dacă aveți mustră pentru noi, știu că uneori părem aroganți, alteori părem mai știu eu cum. Suntem o combinație între aroganță și... Umilință. Nu cred că suntem aroganți. Gândește-te că... Eu cred că toată lumea este puțin arogantă. Nu pot să spui că nu există aroganță pentru toată lumea. Se pune problema cât de bine și ascunde fiecare aroganța aia. Dar până la un moment poți să fii, până la un anumit nivel, poți să fii arogant fără să fii nesimțit. Da, adică un pic de mândrie în ce faci trebuie să-ți asumi. Că asta îți dă
energie să continui. Mândria, satisfacția, bucuria și sperăm că astea le vedeți la noi în gospodăria noastră. Locuim în Maramureș, avem de toate, avem o bivoliță, niște capre, niște purcei, niște căței, niște iaduți micuți și foarte drăguți. Și avem mult, foarte mult de lucru. Așa că, dacă v-a plăcut acest video, apreciați, dați acolo cu like, avem buton de alătură-te dacă vreți să susțineți canalul și să ne susțineți pe noi. Noi nu ne lăsăm de YouTube, dar eventual dacă nu mai aveți timp atât de mult, o posta mai rar. Dar... Deși planul nostru e să postăm cât mai des, chiar mai des decât postăm acum. Da, atât. Dacă se implică, cum s-a implicat Andreea, să filmeze, să editeze, deja suntem ori doi. Da, ne-am gândit să postăm aproape în fiecare zi. Cred că duminica am putea avea și noi o zi liberă în care să nu postăm. Dar cam sâmbăta asta... și duminica. Dar sâmbăta postez deja. Atunci duminica ce luni să nu postăm. Dar ne gândim să postăm aproape în fiecare zi, duminică cel puțin să avem liber, așa că suntem, sau cel puțin eu, nu știu despre tine, dacă ești curios, ești curios ce zice lumea? Despre? Ați fi interesați să fie postare cu video în fiecare zi, adică ar fi interesant să vedeți mai multe mine, videouri. Eu cred că o strategie ar fi, pentru că noi trebuie să ne gândim cum să obținem un venit mai consistent din YouTube, dacă tot facem asta zi de zi. Și atunci, probabil, ca să ne fidelizăm membrii, unii dintre ei vor deveni membri la momentul în care vom anunța concursul cu Eduța. Pentru că doar membrii vor avea șansa să câștige acea Eduță. Avem deja câțiva membri, vom face o tragere la sorți, etc. Da! Tu și cuțâcele! Probabil că strategia noastră va fi să mergem în continuare cu numărul de videoclipuri la liber pe săptămână, plusând pentru membrii cu un video sau două pe săptămână, doar pentru membri. În plus, pentru membri, da. Așa. Și da. În felul ăsta, pentru că avem foarte mulți abonați care ne urmăresc și din străinătate, oameni pentru care 2-3 euro pe lună e cam zero, da? Oamenii trebuie să găsească o motivație să aprecieze mai mult ce facem noi deja de 3 ani. Și dacă asta chiar ne apreciază. Chiar discutam cu tine, poate ți-aduce aminte zilele trecute, că noi, da, facem videourile astea pe YouTube, dar dacă te gândești bine, nu îți doar niște video pe YouTube, pentru că conțin foarte, foarte, foarte multă informație din partea noastră. Nu se știe niciodată când o să ai nevoie, poate că acum nu sunteți mutați la țară, nu aveți nevoie de sfaturi, nu aveți nevoie de inițiere în ale crescutul caprelor sau alte chestii, dar nu se știe niciodată când va veni momentul și videourile noastre le găsiți acolo. Pentru asta ne străduim noi, să facem video, să postăm, să arătăm altor oameni. Plus că e o muncă constantă, e pentru noi și o arhivare a evoluției noastre. Da. E și o muncă, e o strădanie de a produce zilnic conținut. Nu sunt toate videoclipurile noastre cele mai fabuloase, dar în general... Sunt multe videouri în care sunt informații esențiale. Și nu doar informații, lucruri frumoase despre viața noastră la țară, pe care noi ne bucurăm să o împărtășim cu voi. Și atunci ar fi de dorit cine ne urmărește deja de mult timp, acum nu le zice, bă, băgați mâna în buzunar adânc și scoaceți tot ce prindeți. Nu, sigur că nu. Dar cine ne urmărește și ne admiră, că sunt 2-3 mii de oameni care se uită constant la fiecare video. Și atunci ar fi frumos din aia măcar 50-100 să devină membri pe viitor. Cel puțin asta ne dorim, da? Nu, e o chestie benevolă, adică de fiecare dată când aduci în discuție calitatea de membru, oamenii zice, bă, tu prea mult cerșătoreală, știi? Uh-huh. Nu e cerșătoreală, noi facem o muncă cu care merem înainte, dar ne-am bucurat să ne ajutați. Ne puteți ajuta și numai comentând și distribuind fiecare video, dând like. Dacă dai like la fiecare video, dacă lași un comentariu la fiecare video, deja ți-ai făcut mare treabă din urmăritor fidel. Dacă ai posibilitatea să ne și susții prin varianta de membru, e un pic mai bine și vă mulțumim și apreciem pe toată lumea
care face asta. Da. Eu văd că prăjitura asta nu o să place. Da, să știi că nu-mi place cu căpșuni. Nu știu de ce. Am mâncat aseară cu banane și mi-a plăcut cu banane. Așa că ți-o las el, numai că tot îți intră în barbă și tot ești nisip în barbă. E biscuite. Nu te că zic că uite, ți-am curățat și o portocală și am mâncat-o tot eu. Ce înseamnă iubirea dintre noi? Noi doi suntem una. Mănânc eu și te bucuri tu. Mănânci tu și mă îngraș eu. Nu mâncăm niciunul și ne îngrașăm amândoi. Da. Așa că mai bine mănâncă tu și mă îngraș numai eu. Vezi tu, cum dau eu tot ce am. Cum mă sacrific eu pentru tine. Da. Da. Nu uitați să faceți sacrificii. Sacrificiul este baza oricărui sacrificiu. Sacrificiul este baza unei căsnicii fericite. Așa e? Doar asigurați-vă că bărbatul face mai multe sacrificii decât femeile.